Dorim să ne apropiem de al Domnului cuvânt și pentru această dimineață Duhul Domnului m-a călăuzit să citesc un pasaj biblic din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, cu începere de la versetul 6 și până la versetul 39, inclusiv pagina Bibliei 982. Dorim să ascultăm acest cuvânt cu bucurie, ca din partea Domnului și Dumnezeu să binecuvinteze cortul întâlnirii. Amin. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui, din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns: voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațățat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? I-au strigat din nou: răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spin și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să-i zică: plecăciune împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat, i-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea, zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am citit un cuvânt frumos, pentru că cuvântul acesta ne duce cu mintea, cu inima, la Golgota.
Dacă n-ar fi fost Golgota, noi în această zi nu eram aici, credeți? N-am fi avut de ce să predicăm, n-am fi avut de ce să cântăm, dar dacă astăzi suntem plini de bucurie, dacă astăzi avem nădejdea mântuirii, e pentru că a fost o zi a Golgotei în care Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos a murit la Calvar pe cruce pentru noi, dându-și viața ca prin sângele Lui noi să putem să fim iertați de păcate, să putem să avem nădejdea unei vieți trăite împreună cu El, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Vreau să vă spun că ziua răstignirii a fost o zi decisivă. În ziua răstignirii au avut loc câteva alegeri fundamentale, esențiale. De fapt, și la urma urmei, și noi toți care suntem în locul acesta, în fiecare zi facem alegeri. Așa este? Alegem. Am ales că în această zi să fim aici la cortul, la cortul întâlnirii. Și vreau să vă spun că am făcut și ați făcut cea mai bună alegere. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În fiecare zi noi alegem, de dimineață și până noaptea, până când ne culcăm, noi facem alegeri. Spunea Domnul lui Israel în Vechiul Testament, în capitolul 30 al cărții Deuteronom: iată, Israele, pun înaintea ta ce? Binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Va trebui ca tu să alegi. Ai libertatea aceasta ca să faci alegeri. Poți să alegi între bine și rău, între binecuvântare și blestem, între viață și moarte. Dar spunea Domnul lor și nouă: însă eu, Creatorul, Suveranul, te sfătuiesc, te îndemn, alege binele, alege viața ca să trăiești. Și pentru noi viața este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, gloria să-L împodobească, pentru că cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Întrebarea este: oare știm noi ce să alegem? Într-o dimineață friguroasă de decembrie, un copil al străzii stătea în fața unui mare magazin cu jucării. La un moment dat a coborât dintr-o mașină luxoasă proprietarul, patronul acelui magazin. L-a văzut pe acest copil care era îmbrăcat în niște haine așa mai ponosite, mai rupte, mai zdrențuite. A știut că este un copil care locuiește printre canale, fără mamă, fără tată. Inima lui a devenit sensibilă, s-a apropiat de el și a spus: așa-i că ai vrea ca să iei ceva din jucăriile acestea? Și a zis băiatul acesta: cum n-aș vrea, dar nu am bani măcar de pâine. I-a spus omul acesta: uite, eu sunt proprietarul acestui magazin. Eu fac ce vreau, toate lucrurile astea îmi aparțin mie. Îți voi da la dispoziție un sfert de oră, adică 15 minute. Și ce poți ca să alegi să iei, cât poți duce tu în brațele tale, va fi al tău. Dar fii atent, ai la dispoziție doar un sfert de oră. Dacă într-un sfert de oră nu iei nimic, pleci cu mâinile goale. A intrat acest copil în magazin, a intrat dintr-o parte în alta, i se părea că totul este splendid, este frumos, că de toate avea nevoie, nu știa ce să aleagă, nu știa ce să decidă să ia. Și omul acela îi vorbea prin stația magazinului și spunea: băiete, mai 10 minute, au plecat 5 minute, va trebui să alegi ceva. A mai trecut 5 minute și am spus: mai 5 minute, hotărăște-te. A legat dintr-o parte în alta, de pe un cular pe un altul, de la un raf la altul. Și într-un sfârșit au trecut cele 15 minute și a spus acest proprietar: îmi pare rău, va trebui ca să ieși afară așa cum ai intrat, cu mâinile goale, pentru că n-ai știut ce să alegi. Oare nu cumva la fel suntem și noi? Aș vrea toți care ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să fim aici, privind în Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm în această zi ce trebuie ca să alegem, să facem alegeri binecuvântate, pentru că atunci când ne vom termina viața, alergarea pe acest pământ, să putem să ajungem acolo unde am cântat
în împărăția cerească a lui Dumnezeu, acolo unde Hristos a plecat să ne pregătească un loc, ca unde este El să fim și noi. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Ce alegeri s-au făcut în ziua răstignirii? Primii care au trebuit ca să aleagă au fost și mulți, mulțimea. Alegerea mulțimii în primul rând. Spunea cuvântul nostru, din Marcu capitolul 15, au plecat iudeii la dregătorul Pilat și au spus: Pilat, în fiecare an de Paște ai un obicei. Tu dai drumul la un condamnat din temniță, la un evreu. E bine, am venit anul acesta ca să faci același lucru. Vrem ca să eliberezi pe cineva, un condamnat pe care îl vom alege noi. Și în ziua aceea Pilat, înaintea poporului Israel, a pus doi oameni și a întrebat: pe cine să eliberez? Pe Iisus, pe împăratul vostru, sau pe Baraba? Baraba, care era un ucigaș, un tâlhar, un făcător de rele. Ce au ales evrei în ziua aceea? Spune cuvântul lui Dumnezeu, între cei doi, instigați de farisei, de cărturari, au strigat: eliberează-l pe Baraba. Dar ce să fac cu Hristos, cu împăratul vostru, cu cel care v-a vestit Evanghelia, cu cel ce va vindeca bolnavii, v-a mulțit pâinile și pești în pustie, v-a dat să mâncați, s-a îndurat de voi, ce să fac cu el? Răstignește-l! Răstignește-l să fie condamnat, să fie dat la moarte! A trebuit Israel în ziua aceea să aleagă între Iisus și Baraba, între bine și între rău. Și vreau să vă spun în ziua aceasta că aceste alegeri le avem în fiecare zi înaintea noastră. Amin? În fiecare zi va trebui ca să aleg, în fiecare zi va trebui ca să alegi între bine și între rău. Nu există o altă opțiune, ori bine, ori rău. Doamne, suntem în prezența Ta în această zi și vrem ca totdeauna cât vom trăi pe acest pământ să alegem binele, să căutăm binele, Doamne, să căutăm voia Ta, să căutăm dreptatea Ta, Dumnezeu să aibă milă de noi. Mă uit în Biblie și văd oameni care au ales bine și oameni care au ales rău. Unul dintre cei care au făcut o alegere greșită a fost un nepot de-a lui Avram, pe nume Lot. Citim în cartea Genesa că omul acesta a ieșit cu unchiul lui, cu Avram, și împreună călătoreau către țara promisă de Dumnezeul, de Dumnezeul lui Avram, și anume Canaan. Spunea Domnul: te voi duce într-o țară binecuvântată unde curge lapte și miere. Însă în călătorie către Canaan, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și pe cei ce îl însoțeau, printre care și Lot. Spune Biblia că amândoi aveau turme de animale, aveau robi, roabe care munceau pentru ei, și într-una din zile, între păzitorii turmelor lui Lot și a lui Avram, s-a iscat o divergență, o ceartă, o neînțelegere. Probabil de la pășune nu le ajungea. Și Avram, omul mai matur, mai echilibrat, se apropie de Lot și spune: nepoate, nu-i bine ca între noi doi să fie ceartă, să fie divergență, noi suntem rude. Va trebui ca astăzi să faci o alegere. Va trebui ca astăzi să ne despărțim. Pentru că avem atât de multe turbe, robi și roabe, nu mai putem continua împreună, și alege unde vrei să pleci. Dacă tu vei alege să mergi în partea dreaptă, eu voi merge în stânga. Dacă tu vei alege să mergi în partea stângă, eu voi merge în dreapta. Mă uit la Lot, citind Scripturile, și încerc ca să văd ce a fost în mintea lui. S-o fi uitat probabil Lot la munți și s-a gândit: ce perspective am eu pe munte, e piatră, e greu ca să împasc eu turmele, e greu ca să supraviețuiesc. Dar privind câmpia bine udată a Iordanului, s-a gândit: aici este prosperitate, aici poți cultiva grâul, aici este un loc prosper. Și spune el: unchiule, uite, m-am decis, vreau ca să aleg câmpia aceasta a Iordanului, pentru că e locul care mi se potrivește. Mă așteptam ca Avram să reacționeze, să spună: măi,
Nepoate ar fi mai bine pentru mine la câmpie ca la munte, că e mai ușor, sunt mai în vârstă. Însă Avraam a știut în ziua aceea că nu contează unde rămâi, ci contează cu cine rămâi. Și când rămâi cu Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul acesta care e mare, care e atotputernic, te binecuvintează și pe munte, că muntele îmi simbolizează pe Dumnezeu, te binecuvintează și în pustie și în deșert, pentru că a Lui este cerul și a Lui este pământul, trăiască Dumnezeul nostru mare. Și a plecat Lot în ziua aceea, spune Biblia, și a întins corturile până unde? Până lângă Sodoma. De rămânea acolo Lot. Mai era cum mai era. Dar vreau să vă spun că întotdeauna o alegere greșită, rețineți bine, va duce una sau alta la fel de greșită. Și Lot alege ca să nu rămână până lângă Sodoma, ci să intre în Sodoma. Și pentru că în cetatea asta oamenii trăiau în păcat, sorbeau păcatul, nelegiuirea ca apa, Dumnezeu în dreptatea Lui, în sfințenia Lui, într-o zi se decide ca să nimicească cetățile Sodoma și Gomora cu foc. Ei bine, Domnul a rămas cu Avraam prieten și îi descoperă planul acesta. Spune Biblia că Avraam începe să mijlocească pentru că îl durea de nepotul lui Lot. Nu i-a purtat ranciune că a făcut alegerea respectivă și a plecat într-un loc prosper. Îl dorea salvat pe Lot. Însă n-a fost cu putință pentru că erau foarte puțini oameni care să-L caute pe Dumnezeu în Sodoma. Și citim în Genesa 19, au plecat îngerii Domnului, doi dintre ei, la cetatea Sodoma și Lot era la poarta cetății. I-au zis, uite ce plan are Dumnezeu în zori de zi. Va trimite foc pucioasă din cer ca să ardă cetățile astea, pentru că aici e păcat, oamenii ăștia îl sfidează pe Dumnezeu, trăiesc după pornirile inimii lor. Va trebui ca tu și familia ta să ieșiți afară, să vă scăpați viața. Pe cine mai ai aici? Fete, gineri? Spune Biblia, a plecat Lot la ginerii lui să le spună despre ce se va întâmpla. Uite, Dumnezeu a trimis mesagerii lui în casa mea. În dimineață, în zori, se va judeca cu oamenii din locul acesta. Noi va trebui ca să ieșim afară, să ne scăpăm viața. Dar spune Biblia, au crezut ginerii lui Lot că el ce face? Glumește. Au rămas acolo și au ars de vii. Unde mai pui că nici Lot nu dorea să iasă, pentru că îl înțeleg, tot ce avea acolo era. Spune Biblia, el zăbovea să iasă afară. A trebuit ca îngerii să-l ia pe el, soția lui, două fete fecioare ce le avea și să-i silească, să-i scoată afară pe porțile cetății și le-a spus, nu cumva să vă opriți la câmpie și mai ales să nu vă uitați unde, înapoi, în urmă. Dar spune Biblia că la un moment dat nevasta lui Lot, ce a făcut? S-a uitat în urmă. Chiar dacă a ieșit din Sodoma, din lume, Sodoma, viața de acolo i-a rămas în inima ei. M-am gândit citind Biblia, oare când a simțit că nu mai poate să meargă, o fi strigat la ei după ajutor, o fi spus, Lot, fetelor, ajutați-mă, nu mai pot înainta, am privit înapoi, simt că se întâmplă ceva cu mine, nu mai pot face măcar un pas. Oare cu câtă durere de inimă au trebuit ca să meargă înainte, pentru că știau că dacă se uită înapoi sau se întorc, vor avea aceeași soartă. Oare ce-o fi fost în mintea, în inima lui Lot? S-o fi gândit, cine m-a pus pe mine ca să vin în cetatea asta, pentru că aici mi-am pierdut totul. Dincolo de lucrurile materiale, de turme, de turmele ce le-au avut, dincolo de robi, de roabe, din păcate Lot, prin alegerea făcută, și-a pierdut acolo familia. Doamne, noi vrem în această zi să binecuvintez familiile noastre. Vrem ca împreună cu familiile noastre, cu copiii, cu soții, cu soțiile noastre, să călătorim către împărăția Ta și într-o bună zi să ajungem în ea. Dumnezeu să ne întărească. O alegere greșită, o alegere rea. Un om care alege bine pentru mine din Scripturi este Moise, omul lui Dumnezeu.
Moise se naște într-un moment greu când Israel era în robie la faraon în Egipt. Și pentru că a văzut împăratul faraon că evreii se înmulțeau foarte mult, foarte repede și exista acest risc ca să fie depășiți numeric, a dat o poruncă ca toți copiii născuți de parte bărbătească să fie omorâți. Însă moașele s-au temut de Dumnezeu, n-au făcut așa ceva. Și apoi împăratul a spus soldaților săi: intrați în fiecare casă de-a evreilor și unde găsiți un băiat, îl luați și îl omorâți. Ei bine, în vremea asta grea se naște acest copil, Moise. A avut părinți credincioși, temători de Dumnezeu. L-au ascuns, spune Biblia, vreo 3 luni de zile, dar pentru că nu mai putea, n-avea unde să-l mai ascundă, a trebuit într-o bună zi să facă mama un coșuleț de papură, să-l tencuiască cu smoală pe interior, pe exterior și să-l pună pe râul Nil. Gândiți-vă în ce primejde a fost Moise. Un val putea să îl răstoarne acel coșuleț, un crocodil din râul Nil putea ca să-l mănânce pe loc. Însă vreau să vă spun că cel ce l-a vegheat, cel ce l-a păzit pe Moise, e Dumnezeu nostru mare, slavă Lui. Și în ziua aceea, fata lui Faraon iese la râu să facă baie, să se scalde. Și aude un plânse de copil și a dat seama că e un copil de al evreilor. Probabil că aceste evenimente, aceste lucruri se întâmplau frecvent. Și când l-au adus, au deschis coșulețul, au văzut că e un băiețel frumos. Probabil că zâmbea, Moise era liniștit și l-a adoptat, l-a luat la curtea ei. Imediat sora lui Moise, Maria, care era martoră, a spus: vreți să vă aduc o doică din Israel care să vi-l alăpteze, să-i dea să mănânce? Și evident i-a spus da, l-a adus pe mama lui Moise. Ei bine, vreau să vă spun că odată cu hrana pe care i-a dat-o, mama lui a spus: Moise, să știi că tu ești aici din postura de prinț al fetei lui Faraon, dar prin venile tale curge sânge de evreu. Cei care muncesc afară din greu sunt frații tăi și noi evrei avem un Dumnezeu care e mare, care are putere și într-o bună zi își va întinde mâna, ne va scoate din robie, ne va duce în țara promisă, că Dumnezeul nostru trăiește, e puternic și Faraon cu carele lui de luptă n-o să ne poată opri. Moise n-a uitat asta. Și când a crescut mare, a vrut ca să aleagă și a făcut alegerea corectă, n-a rămas prins la fata lui Faraon pentru că trăia bine. A ales ca să sufere împreună cu frații lui, a ales ca să-L slujească pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a făcut un nume mare. Doamne, ajută-ne și pe noi în vremea aceasta să alegem ceea ce trebuie. Amin? Mulțimea, evrei, Israel, au trebuit să aleagă între bine și rău, între Iisus și Baraba. Va trebui ca și noi să alegem între bine și între rău. Să ne ajute Domnul să alegem binele, să alegem viața, să alegem binecuvântarea, să alegem pe Hristos ca Domn al vieții noastre. Amin? Al doilea rând, o altă alegere ce a avut loc, ce s-a făcut în ziua aceea răstignirii, a fost alegerea dregătorului Pilat. Pentru că da, și Pilat a trebuit să aleagă. A trebuit ca să aleagă între a-L elibera pe Domnul Iisus, a face voia lui Dumnezeu, și între a face voia lui Israel, care îi cereau și îi spuneau: condul la moarte, dă sentința să fie răstignit. Eu vă întreb în această zi, avea Pilat suficiente argumente ca să îl elibereze pe Domnul Iisus? Avea? Avea cel puțin 2. În primul rând, el personal l-a cercetat, el personal l-a judecat și n-a găsit în Domnul Iisus nicio vină. Le-a spus la evrei: eu l-am analizat, l-am judecat, l-am studiat atent, l-am luat pe toate părțile, dar n-am găsit în el nimic. Omul ăsta e nevinovat, îi voi da drumul. Și îi spuneau: nu, 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 dacă îi dai drumul, nu ești prieten cu cezarul. Apoi, într-o dimineață, nevasta lui
a venit foarte tulburată, foarte agitată și a spus: soțule Pilat, eu nu-l cunosc pe acest evreu, dar știi ce? Dă-i drumul, pentru că omul ăsta e un neprihănit. Astă noapte n-am putut să dorm deloc, n-am putut să închid un ochi din cauza lui. Omul ăsta e un sfânt, un om neprihănit, eliberează-l. Și spune Biblia că de atunci Pilat căuta și mai mult ca să-i dea drumul Domnului Iisus. Dar a făcut-o? N-a făcut-o. Spunea versetul 15 din textul citit: Pilat a vrut mai bine să facă voia cui? A norodului. Între voia lui Dumnezeu și între voia norodului, între voia oamenilor, a ales a doua variantă. Revenind la noi acum, între voia Domnului și voia celui rău, ce alegem noi să facem? Spunea fratele Nelu Bria seară că voia lui Dumnezeu care este? Este sfințirea noastră, Doamne ajută-ne! Să ne punem deoparte pentru El. Și într-o lume care se degradează în fiecare zi, într-o lume care merge din rău în mai rău, noi suntem chemați ca să alegem binele, să facem voia Lui. Așa cântăm noi o cântare: voia Ta și nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, în viața noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mă uit în Biblie și văd un om care a avut o viață destul de grea. E vorba despre Daniel, un tânăr ce a fost luat rob de împăratul Nebucadnețar și dus la Babilon, dar cu toate acestea, departe de casă, departe de țară, de familie, de cei dragi, Daniel și în exil, în robie acolo, a căutat și a reușit ca să facă voia lui Dumnezeu. Spune Biblia, când a ajuns la curte, împăratul dăduse poruncă ca toți tinerii luați din Israel să mănânce la masa lui. Și cel ce ia atitudine e Daniel, care se ridică și spune mai mare lui famenilor: noi nu putem să stăm la masă aici, pentru că noi suntem din Israel, noi îl slujim pe Dumnezeu, noi vrem ca să ne păstrăm curați lui, noi vrem să facem voia lui. Și prima dată omul acesta n-a dorit, a zis el: nu se poate, pentru că se va vedea deosebirea între voi și ceilalți tineri care mănâncă la masă cu împăratul. Pune pe robii tăi la probă 10 zile și apoi vei face ce vei crede. După 10 zile de mâncat legume și verdețuri amare, spune Biblia că Daniel împreună cu Hanania, Mișael și Azaria arătau mai bine la față ca ceilalți tineri. Ei bine, pentru atitudinea lui Dumnezeu l-a întărit pe Daniel. Au trecut mai mulți împărați și pe vremea lui Dariu, citim în Biblie, ajunge una din cele trei căpetenii care administrează tot Babilonul. Însă Daniel îi întrecea pe ceilalți doi cu mult, pentru că în el era înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu. Evident că ceilalți doi n-au spus slăvit să fie Domn. Pentru că, vedeți, trăim într-o vreme în care e multă invidie. Dacă cineva are mai mult decât noi, dacă îi merge mai bine decât noi, nu prea ne place să spunem slăvit să fie Domnul. Pentru că invidia, sămânța asta de la cel rău, își face loc în inima noastră. Și au zis celelalte două căpetenii: păi evreul ăsta ne întrece cu mult, va trebui să-l oprim, să-i găsim ceva. Au căutat în tot ceea ce desfășura el, dar n-au găsit nimic. Știți de ce? Pentru că Daniel lucra pentru oameni ca înaintea lui Dumnezeu. Când au văzut că pământește nu-i găsesc nimic, absolut nimic, au zis: numai în religia lui de evreu, dacă găsim noi ceva. Și au găsit. Au văzut că Daniel avea un obicei de 3 ori pe zi. Ce făcea? Dar cum se ruga? De unde știau ei că se roagă? Pentru că omul acesta deschidea fereastra cu fața către Ierusalim și de acolo înălța rugăciuni către Dumnezeul lui. Acolo în Babilon, dar nu era frică, el spunea în fiecare zi, când treceai pe lângă casa lui, îl auzeai cum spunea: te laud, ești Dumnezeul adevărat,
Ești Domnul domnilor, ești Împăratul împăraților. Nimeni nu-i ca tine, Doamne. Tu meriți toată slava, toată cinstea. Asta auzeai când treceai pe lângă casa lui. Și au zis cei doi, numai aici putem noi să îl oprim pe Daniel. Au plecat la împăratul Dariu cu multă lingușeală și au zis, împărate, noi nu mai putem dormi de o bucată de timp. Pentru că vrem ca să fii cinstit, să fii onorat și ne-am gândit noi, cum ai fi cinstit mai bine, mai mult? Că tu meriți asta, tu ești împăratul nostru suprem. Și am găsit de cale că pentru o lună, pentru 30 de zile, toată suflarea, toți oamenii din Babilon să se închine numai ție. Dacă cineva se împotrivește și nu-i de acord și nu vrea, uite, noi am pregătit o groapă cu lei înfometați, îi prindem pe cei ce nu sunt fideli credincioși, îi aruncăm acolo și facem curățenie, scăpăm de ei. I-a plăcut lui Dariu sugestia. Nu știa că de fapt acolo este un plan diabolic. S-a afișat imediat porunca semnată, ștampilată, parafată de Dariu și evident că Daniel a văzut-o. Mă așteptam ca Daniel să plece în camera lui, în casa lui, să pună pături în geam, să pună vreo două zăvoare și două paturi în ușă, să spună, Doamne, a venit prigoana. Câte vreme a fost libertate și har și am putut să ne adunăm la cortul întâlnirii, n-au venit autoritățile, noi te-am slujit, dar acum ai prigoana și eu te slujesc așa. Că putea Daniel să se roage în felul ăsta, putea să se roage mergând prin cetate cu mâinile la spate și în mintea lui, că l-asculta Dumnezeu. Dar Daniel a demonstrat că nu se teme de oameni, că Dumnezeul pe care îl slujește el e Dumnezeul atotputernic, trăiască numele lui. Și-a lăsat geamurile deschise și cum avea obiceiul, fără frică, fără teamă, a început să laude. Eu mă gândesc că mai cu foc și spunea, Doamne, meriți mai multă laudă azi, că Tu ești Dumnezeul adevărat. Ăștia stau la ușă și când au auzit, au intrat, au forțat intrarea și au spus, Te-am prins, evreule. Au plecat la Dariu și au spus, Să trăiești, împărate, pe cine crezi că am prins noi care nu ți este fidel, credincios, bănuiești? Nu. Uite, căpetenia Daniel. Abia atunci a pricepuse Dariu că a fost un plan pus la punct de ei. Dar o zis Dariu lui Daniel, de acum, singurul care poate ca să te scape cinei, e Dumnezeul tău care tu îi slujești necurmat. L-au aruncat în groapa cu lei, au pus o piatră, a pecetluit-o împăratul. Spune Biblia că împăratul Dariu n-a putut să doarmă deloc, să închid un ochi. M-am întrebat eu, ce-o fi făcut Daniel o noapte cu lei? Că-i greu să stai afară o noapte cu țânțare, sunteți de acord? Știu că au dormit oamenii aici la cort aseară și țânțare, ați văzut că sunt micuți așa, mici. Și dacă ai stau o noapte dezbrăcat numai așa prin pădurea asta cu țânțare, nu știu cum ar fi. E greu să stai o noapte cu câinii, dar cu lei. Eu nu știu ce a fost în groapă. Pentru că Biblia tace, dar am așa opinii. Pentru că e scris în Psalmul 34, spunea David, Îngerii Domnului tăbăresc în jurul cui? A celor ce se tem de Domnul și scapă de unde? Din primejdie. Eu cred că noaptea aceea Dumnezeu și-a trimis îngerii lui, care au închis gura leilor, că Dumnezeul nostru e mare. Eu cred că noaptea aceea Daniel a avut părtășie cu Dumnezeu, l-a lăudat pe Dumnezeu și din groapa leilor, că Dumnezeu merită laudă în orice vreme, amin? Și când ești pe patul de suferință, și când ești bolnav, și când faci dializă, și când ești bolnav de cancer, Dumnezeu merită să fie lăudat. El este Domn în cer și pe pământ, glorie Lui. Ce alegi în vremea asta în care lumea se strică pe zi ce trece? Între voia lumii acesteia care merge la prăpăd, la pierzare, și între voia Domnului, n-ai vrea să alegi să faci voia Domnului împreună cu bine? Doamne, ajută-ne! Voia Domnului care este bună, este plăcută și este desăvârșită. Din păcate, dregătorul Pilat în ziua răstignirii a ales să facă voia mulțimii, condamnându-l la moarte pe Domnul Veții, în loc să facă voia Domnului
în ciuda faptului că avea argument. A treia alegere pe care o găsim în Biblie. În ziua aceea au trebuit ca să aleagă și cei doi tâlhari. Cuvântul ne spunea că Domnul a fost răstignit între doi tâlhari, unul la dreapta lui și unul la stânga. S-a împlinit cuvântul profețit. Va fi pus în mijlocul cui? Celor fără de lege. Interesant este că la început amândoi tâlhari au făcut aceeași alegere. Care? Să-L batjocorească pe Domnul Iisus. S-au unit cu mulțimea, cu trecătorii care strigau și spuneau: ești tu Hristos, tu nu vezi cum arați, ești neputincios. Tu n-ai putere măcar să te salvezi pe tine, nu pe noi. Mântuiește-te pe tine, mântuiește-ne pe noi și toți vom crede în tine. Dar știți ce e interesant, ce mă mișcă pe mine? Citesc în Evanghelia după Luca, unul din cei doi tâlhari la un moment dat își schimbă alegerea. În timp ce celălalt continua să-l înfrunte, să-l batjocorească pe Domnul și spunea: mântuiește-te pe tine, mântuiește-ne pe noi. Ești tu Hristosul? Uite cum arăți! Ești la fel de neputincios ca și noi, ești pe o cruce. Celălalt îl înfruntă, se transformă în avocatul Domnului Iisus și spune așa: ție nu ți-i teamă să spui aceste vorbe? Dacă noi suntem pe cruce aici și vom muri, e pe drept, merităm, pentru că noi am furat, am tâlhărit, am ucis, am comis crime, noi merităm pedeapsa. Dar El, a spus tâlharul, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Împăratul, El nu merită. El este plin de milă, plin de îndurare, El este Domnul vieții, e Împăratul împăraților, trăiască numele Lui. M-am întrebat, oare ce l-a făcut pe acest tâlhar să-și schimbe alegerea? Știți ce? Dragostea lui Iisus. În timp ce toți își băteau joc de El, în timp ce toți i-aruncau cuvinte grele Domnului Iisus, a însetat la un moment dat și a spus în agonia aceea, în suferința de pe cruce: mi-e sete, dați-mi să beau. Și în bătaie de joc i-au dat oțet cu fere amar. Și când Domnul se uită că toți în ziua aceea l-au părăsit, în loc să răspundă cu aceeași monedă, privește către cer și spune aceste cuvinte: Tată, Doamne, Dumnezeule, nu le ține în seamă păcatul, te rog în această zi, iartă-i pe toți. A văzut tâlharul acesta în Domnul Iisus dragostea lui mare. Aș vrea ca aici, la colțul întâlnirii, să te întâlnești cu dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu e prezent aici. Nu e important că am venit noi de la Suceava, de la Toflea sau din alte părți. Important e că la colțul întâlnirii în dimineața aceasta e prezent Împăratul Iisus Hristos. E prezent Domnul Domnilor, trăiască numele Lui. El e aici, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă și vei fi binecuvântat, că Domnul vieții binecuvintează. S-a uitat la el tâlharul și a spus: Doamne, eu cred că Tu ai o împărăție. Eu cred că Tu ești Împărat. Că nu degeaba ți-au scris deasupra crucii aceste slove: Iisus din Nazaret, Regele iudeilor. Când vei fi în împărăția Ta, Împăratule, pomenește-mă și pe mine, adu-ți aminte și de mine. Ce a spus Hristos? Adevărat îți spun că tu astăzi vei fi cu mine în rai, mărit să fie Domnul. Vrei să fii cu Iisus în rai? Ziua aceasta e ziua cercetării, ziua mântuirii. E ziua când Iisus poate să se îndure și de tine, așa cum l-a mântuit pe tâlhar. Tu ești mai vinovat ca acel tâlhar. Hristos te poate elibera și pe tine, poate să te mântuiască și pe tine, te poate salva și pe tine, pentru că a murit pentru tine, pentru mine și pentru lumea întreagă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea aceasta, Ioan 3:16.
că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Napoleon Bonaparte, în ultima parte a vieții lui, a fost exilat pe insula Sfânta Elena și a avut momente să cugete, a avut momente să gândească profund și a zis el: toți împărații lumii acesteia și-au făurit împărății bazate pe forță, pe război, pe vărsare de sânge, și Alexandru Macedon și mari împărați romani, dar există un împărat care și-a făurit o împărăție fără să scoată sabia măcar o dată. Acest împărat este Domnul Iisus Hristos. Porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul. Cine este împăratul? Împăratul împăraților, Domnul domnilor, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. N-ai vrea că în această zi să faci alegerea potrivită? S-ar putea să spui: eu mai am timp. Vreau să te întreb în această zi: timpul în mâna ta, în mâna mea? Am slujit la o mormântare la un băiat de 20 de ani. A plecat să muncească în Italia, în partea de nord, nu să facă mari averi, să-și întrețină familia, pentru că mai erau acasă încă 10 copii, 10 frați, cu el 11 părinți, mamă, tată. După 2 ani de zile de muncă pe șantier în Italia, într-o zi s-a îmbolnăvit și a început să se simtă din rău în mai rău. A trebuit să meargă la spital să facă o expertiză medicală completă și după îndelungi investigații medice au spus: tinere, îți dăm o veste șocantă pentru vârsta ta. Ești bolnav de cancer la oase, ești în metastază, în formă finală. Mai de 2 luni de zile, du-te acasă, România. A venit tânărul acesta acasă și spuneau cei din familie: ultimele 2 luni de zile au fost de groază. Nici măcar morfina pe care o făceau medicii nu-și mai făcea efect, pentru că se spune că cancerul de oase e foarte dureros. A trecut la Domnul la vârsta de 20 de ani, în timp ce alții ca el se pregătesc de viață, de căsătorie, să-și întemeieze o familie. În ziua mormântării, de jur împrejurul sicriului erau părinții, erau frații lui, a fost acolo prezentă toată localitatea. Și m-am gândit mai profund în ziua aceea la ce este viața. Azi omul este și mâine nu mai este, pentru că suntem străini și călători pe acest pământ. Astăzi e ziua mea și e ziua ta. Alege ceea ce trebuie, alege viața, alege-L pe Domnul Iisus, amin? Și apoi în ziua răstignirii a mai fost o alegere, cea de-a patra alegere. A trebuit ca să o facă Domnul Iisus Hristos. Știți că și Domnul Iisus a trebuit să aleagă? Să facă o alegere? Toți cei prezenți în ziua răstignirii i-au cerut-o într-un mod insistent și au spus: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă ești tu Hristosul, coboară-te acum jos de pe cruce. I-au spus-o și evreii, poporul, i-au spus-o și fariseii, i-au spus-o și tâlharii, i-au spus-o și trecătorii: dacă ești tu Hristosul, dă-te jos de pe cruce. Eu vă întreb în această zi: ar fi putut să coboare Domnul Iisus de pe cruce? Avea putere? Putea să coboare Iisus? Da. Când Petru căuta să-L apere și a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhu, slujitorul marelui preot, a spus Domnul vieții: Petre, bagă-ți sabia în teacă, că cine scoate sabia de sabie piere. Crezi că n-aș putea ca să rog pe Dumnezeu Tatăl meu să-mi trimite din cer mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune romană în vremea Domnului Iisus avea 5.000 de soldați. 12 legiuni, faceți calculul, 60.000 de îngeri. Un singur înger a intrat într-o noapte într-o tabără a sirienilor și a omorât 185.000 de oameni. Câți locuitori are Sibiu? Vă întreb, că nu știu. Cât? 160, mai mare ca Sibiu. Ce-ar fi făcut
60.000 de îngeri. Ar fi nimicit tot Imperiul Roman, toate armatele în vremea aia. Dar Hristos n-a venit ca să piardă. El a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Spune-mi în ziua asta, lăudat să fie Domnul Iisus. A rămas pe cruce Domnul Iisus. Măcar că nu i-a fost ușor. Credeți? Nu i-a fost ușor. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferință. Atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el și cei mai grav. Noi nu l-am băgat în seamă. Ne-am crezut că e lovit, că e pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele lui. Dar Hristos n-a avut păcate. El este și rămâne sfânt din veșnicie în veșnicie, mărit să fie numele lui. A rămas acolo, măcar că nu era dator. Eu vă întreb în ziua de azi, vă întreb și spune sincer, avea vreo datorie Hristos față de tine sau de mine? Nu! A venit un băiețel, luase vacanța, îl chema Vasilică, undeva în zona noastră, și pe o foaie de asta de A4, goală, a luat un pix și a început să scrie scrisoare către mama. Și a spus el, mamă, am luat premiul întâi la școală, am fost cel mai bun, așa că pentru că am învățat bine, ești datoare la mine. Și trage o liniuță și spune, trebuie să-mi dai 50 de lei, adică 500 de mii. Pentru că n-am făcut greutăți, am fost un copil cu minte, exemplu, ești datoare la mine. Și trage linie din nou și spune, mai dai încă 30 de lei. Și pentru că din când în când te-a mai ajutat la treburile casnice, la tăiat de lemne, la făcut curățenie, îmi mai dai încă 20 de lei. Și trage linie și spune, total datorie mama către Vasilică, 100 de ron, adică 1 milion. Și-a plecat afară să se joace. Vine mama în casă după câteva minute și scrisul acela pe foaia aceea mare i-a atras atenția. Și când ea și citește scrisoarea, încep să-i curgă lacrimile pe obraz. Și pentru că spațiul mai era suficient, ia pixul și scrie așa, zice, Vasilică, te-am născut prin cezariană și nu mi-a fost ușor. Cât am suferit, numai eu și Domnul știe. Dar să știi că pentru asta mama nu ți-a bani. Trage linie și spune, zero datorii. Te-ai îmbolnăvit de epatită la 3 ani. Și am stat cu tine în spital la Iași 2 luni de zile. A trebuit să îți schimbi perfuzia, a trebuit ca să te veghezi pentru că noaptea aveai temperatură și nopți întregi n-am dormit pentru tine, pentru suferința ta, dar să știi că mama nu ți-a bani. După ce tatăl tău, soțul meu a murit, și am rămas doar noi doi, a trebuit să mă duc prin sat la cei bogați și să muncesc cu ziua, să le spăl, să le calc, să fac tot ceea ce îmi cereau. Că atunci când mergi la școală să ai un costum ca celălalt copii, să ai un sandwich, să ai un ban de buzunar, dar să știi că pentru asta mama nu ți-a niciun ban. Și trage linie și spune, total datorie Vasilică către mama, 0 lei. Dar scoate totuși 1 milion și îi pune lângă foaie și pleacă afară. Și peste un ceas vine Vasilică, prima lui reacție când a văzut banii, i-a luat banii în buzunar. Că asta l-a interesat pe el. Dar a văzut că sub scrisul lui era și scrisul al mamei. Și încet, meticulos, iar tia aceea și o citește. Și citește tot ce a scris mama acolo cu gingășia ei. Și încep să-i curgă lacrimile. Și ia banii din buzunar și îi scoate, îi pune lângă hârtie și ia din nou pixul și spune, mamă, te rog frumos să mă ierți. Și am înțeles astăzi un lucru. Cât voi trăi pe acest pământ, sunt dator la tine. Eu sunt dator Domnului Iisus. Tu ești dator Domnului Iisus? El n-a fost dator față de noi. Nu-i dator ca în fiecare zi Dumnezeu să-și înnoiască bunătatea Lui. Nu-i dator Dumnezeu să ne dea aerul Lui să respirăm. Nu-i dator să ne dea ploaie la timp.
să crească porumbul mai mult de 2 metri, nu-i dator Dumnezeu. E bunătatea Lui, e dragostea Lui, harul Lui. Și Iisus la cortul întâlnirii în ziua aceasta vrea să spună prin toate, te iubesc. Mai vrea ca în această zi să alegi ca Iisus să fie Domnul vieții tale? Am văzut ce au ales oamenii în ziua răstignirii. Au fost 4 alegeri mari. Va trebui că în această zi să alegem noi, cărindul nostru, amin? Am vrea să închidem ochii, să plecăm capetele. Și dacă este cineva în locul acesta care din această zi vrea să aleagă ca Iisus să fie stăpân, domn, mântuitor al vieții lui, te invit să ridici o mână sus să te vadă cerul, dacă este cineva. Sunt mâini ridicate, slăvit să fie Domnul. Nu mă grăbesc, dacă mai este cineva dintre prieteni, dintre necredincioși care vor să-L primească pe Iisus, să-L aleagă, să spună, Doamne, vreau ca de azi să te aleg pe tine, să fii Domnul vieții mele, lasă mâna sus să te vadă cerul, nu te rușina. Mâna sus, să o vadă Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. E o cântare care cântăm noi, Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă. Sunt acolo încă 2 mâini, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva.